Episcopul romano-catolic Petru Gherghel a spălat și sărutat joi în Catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regina din Iași, picioarele a 12 seminariști. Totul s-a petrecut în cadrul unui ritual care reface momentul cinei cea de taină, la care a luat parte Isus împreună cu cei 12 apostoli în Joia Mare, înainte de a fi răstignit. E săptămâna mare pentru creștinii romano-catolici, înseamnă pregătirea imediată pentru Sfânta Înviere. Ca atare, începând cu joi, vineri și sâmbătă, sunt cele mai sfinte zile din an, care culminează cu învierea Domnului, cu noaptea de priveghere și de înviere. Preasfinția sa, Petru Gherghel, a imitat scena Evangheliei după Ioan, în care este descris episodul spălării picioarelor apostolilor și apoi rugăciunea din grădina Ghețimani. Astfel, preasfinția sa și-a legat în jurul taliei un ștergar, apoi, rând pe rând, a spălat, turnând apă dintr-un ulcior, picioarele a 12 tineri seminariști, apoi le-a șters cu ștergarul și le-a sărutat. În Joia Mare se amintește cina Domnului și porunca iubirii. Totodată Iisus a instituit taina Sfintei Împărtășanii și taina Sfintei Preoții. În cadrul liturghiei care a avut loc în Catedrala din Iași, Preasfințitul Petru Gherghel a făcut un gest simbolic, luându-se după Evanghelia care s-a citit, s-a încins cu un șorț și a spălat picioarele la 12 tineri. Apoi le-a sărutat picioarele în semn de umilință și de slujire, pentru că Iisus ne-a spus să facem lucrurile acestea și toate astea nu numai că trimiteau la curățirea prin spălare, curățirea de păcate, ci în același timp ne trimit la slujirea celorlalți, la a-i ajuta pe ceilalți, la a ieși în întâmpinare, cu atât mai mult cu cât suntem în anul milostivirii divine, un an care ne invită într-un mod deosebit să facem faptele de milostivire trupească și sufletească. După Joia Sfântă, zi în care s-au sfințit uleiurile pentru cei ce urmează să fie botezați, astăzi, în Vinerea Sfântă, s-a celebrat Patima Domnului. Vinerea Mare, Vinerea Mare însemnată moartea lui Iisus pe cruce. În biserici nu s-a celebrat nicio liturghie, ci doar seara. A fost pătimirea Domnului sau prohodul Domnului, în care s-a citit cea mai lungă patimă din Evanghelii, patima Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan, amintind jertfa lui Iisus de pe cruce, o zi de Vinerea Mare, în care toți creștinii sunt invitați pe cât posibil să țină post negru în amintirea faptului că Iisus a murit pentru păcatele noastre. Sâmbătă, Noaptea Sfântă, este o priveghere în cinstea Domnului, astfel încât creștinii de rit romano-catolic, urmând îndemnul Evangheliei, țin în mâini candele aprinse, să fie asemenea slujitorilor care îl așteptau pe stăpânul lor să se întoarcă, pentru că atunci când va sosi, găsindu-i veghind, să-i așeze la masă. Totul culminează cu sâmbătă, din nou nu se țin slujbe, Iisus este în mormânt, toți suntem invitați la tăcere, iar apoi la ora 23 va începe privegherea din Noaptea Sfântă cu un foc care se aprinde afară lângă biserică. Este binecuvântat acest foc de către episcop, se aprinde o lumânare mare, de la lumânarea aceasta se aprind celelalte lumânări ale credincioșilor, în cântare se intră în biserică și în biserică se ascultă lecturile din Vechiul Testament. Această celebrare a privegherii pascale are loc sâmbătă seara, începând cu ora 23. La finalul Sfintei Liturghii se va merge în procesiune cu lumânarea pascală, simbolul învierii lui Hristos, pe străzile orașului.